găsesc, au fel de fel de vesturi, precum că nu se mai lasă să se facă rugăciune în multe țări și fiecare se vadă de rugăciunea lui, de adunările lui. Nu poți să mai propovăduiești, nu poți să mai ghi pe cineva dintr-o credință care face parte la altă credință. De exemplu, noi care suntem pentecostali, noi care suntem copiii lui Dumnezeu și cunoaștem pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului Său, așa cum este El, pentru că ni s-a descoperit El, nu că ne lăudăm cu aceasta. Nu avem dreptul să chemăm pe un ortodox la credință, de exemplu, dacă ne prinde cineva, ne bag la pușcărie sau cam în felul acesta să petrecul plec în unele țări deja. Vreau să vă spun că trebuie să ne pregătim. Timpul este scurt, timpul este aproape ca Domnul să vină și noi trebuie să fim gata de Domnul. Am fugit de Domnul viață și dorim să profităm de lucrul acesta, că slujirea noastră a fost bună, cu sminte, cu greșeli, dar trebuie să ne luptăm să intrăm acolo unde Domnul ne-a promis. Haideți, dar să dăm dovadă că suntem copiii lui Dumnezeu. Amin. Și atunci când va veni Domnul, să putem să împreună, împreună cu El. Lăudați să fie Domnul! Domnul să ne putere să laude Domnul cu această cântare și să ne bucurăm în Domnul, lăudați să fie Domnul! În valea aceasta de sus tine, Iisuse, eu te recunosc. În faluri mari zbesc în mine, Iisuse, vino la ajutor. Iisuse, scumpăra mea parcă, Tu să rămâi necontent. Iisus, 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 Iis
Deus te abençoe.